radio din Dobrogea. Radio Constanța. Pe frecvențele noastre, dragi prieteni, ni se mai alătură o invitată. Este vorba despre Victoria Vlase, o voce a folclorului dobrogean, o voce importantă pentru spațiul acesta. Îi spun bun revenit pe undele Radio Constanța. Bună ziua, doamna Victoria! Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de radio astăzi, când radioul național împlinește 90 de ani de viață, 90 de ani de activitate, așa cum a spus și colegul meu pe care l-am ascultat înainte să luăm legătura, să trăiască visa noastră și pământul care îl ține. Bun. Încântată și onorată să fiu în acest interviu cu Radio Constanța, primul radio teritorial al Dobrogei, să mulțumesc radioului de la Constanța că în fiecare an mă sună și, de ce nu, că sunt alături de radioascultătorii dumneavoastră. Cu atât mai mult acum, în ceas aniversar, 90 de ani de existență. Dumneavoastră, doamna Victoria, de când lucrați cu radioul? Cam de câți ani? Cam din ce an? Cred că de prin 1999. Da? Cum ați ajuns la radio, doamna Vlase? Păi am ajuns la radio după ce am imprimat o casetă audio și nu am ajuns eu personal, a ajuns soția vărului meu din Constanța și a venit și a adus caseta doamnei Angela Culesu. M-a sunat doamna Angela Culesu și m-a invitat la Radio Constanța. Bine, dincolo... Nu o să uit toată viața. Da, dincolo de colaborarea cu Radio Constanța, mă refeream la radioul național, Radio București, să-i zicem așa. Cum ați început colaborarea cu cei de acolo? Am început colaborarea tot datorită înregistrărilor, datorită cântecelor mele, pe care le-am imprimat cu orchestra radio, cu orchestra dirijată de domnul Marius Olmazu, de domnul... În ce an ați făcut înregistrări cu Olmazu? Prin 98 am făcut cu domnul Olmazu. În 2014 cu domnul Grigoraș și, bineînțeles, și cu alți dirijori din țară. Deci radioul public a însemnat ceva important pentru dumneavoastră și pentru cariera muzicală. A însemnat lansarea mea. Prima dată m-am auzit pe radio în decembrie de Crăciun, în 1998, într-o emisiune a domnului Mihai Hagiu pe Radio Antena Satelor. Deci e chiar de Crăciun. Cu piesa Păhărelul. Păhărelul, da. Da. Dar între timp, ce ați mai făcut, doamna Victoria Vlase, cel puțin în ultimul an? Între timp, am mai fost pe la spectacole, am fost la festival la Dobrogevatră de folclor și mulțumesc pe această cale domnului director Ovidiu Roșca de la Constanța. De fiecare dată ne invită, nu ne uită cum se întâmplă să fie din partea unor alte persoane. Da, nu am înțeles. Ok, deci ați... Da? Vă ascult. Așa. Am avut diverse interviuri și cu cei de la București. Deci aștept în continuare să calc pământul Dobrogei cu cântecul. Sunteți așteptată, să știți. Mulțumesc! Ați traversat anul, se pare bine, da? Fructuos pentru dumneavoastră, dar cum priviți în viitor, doamna Vlase? Cu ce gânduri? Cu gânduri frumoase, cu gânduri bune, cu sănătate, cu succes mie și colegilor mei și sănătate întregii țări. Doamna Victoria, dacă 1 noiembrie este ziua radioului, 2 noiembrie este ziua dumneavoastră de naștere. Și acum, dacă toți suntem în preziua aniversării, vreau să vă spun și eu la mulți ani să fiți sănătoasă, să aveți parte de toate cele dorite de dumneavoastră. Cum veți sărbători mâine ziua de naștere? Mulțumesc frumos, Cezar! Mâine, dacă vine cineva la mine mâine, este binevenit. Eu mi-am anunțat musafirii pentru duminică și că, știi, 1 noiembrie este ziua radioului, dar de 1 noiembrie se pomenesc și cei care au plecat dintre noi. Sâmbătă este ziua sărbătoarea moșilor de toamnă și
de fiecare dată eu pregătesc pentru biserică. Deci zilele acestea le rezervați pregătirilor pentru pomenirea. Le rezerv chiar de mâine, încep din seara asta încep pregătirile pentru ziua de sâmbătă și pentru ziua de duminică, când mă voi serba eu, când voi serva cele 60 de toamne. Multe înainte, doamna Victoria. Mulțumesc frumos! Ați pregătit ceva special pentru masa de sărbătoare? De duminică. Pentru masa de sărbătoare o să le fac niște plăcinte bune cu brânză și cu dovleac, pentru că le place foarte mult, și probabil tortul de mere care e nelipsit. Cu gustul imaginar al plăcintelor și al tortului de mere, încheiem și noi dialogul acesta, dar rămânem cu gustul frumos, cu izul frumos al melodiilor dumneavoastră imprimate de-a lungul anilor, multe dintre ele în radio. Doamna Victoria, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Sunteți mereu o prezență plăcută. Iată că melodiile dumneavoastră vor răsuna, deja răsună mulțumesc, în undele Radio Constanța. Mulțumesc din suflet! Și eu vă mulțumesc, o zi bună! Mulțumesc, sănătate la toți și vă iubesc! Asemenea și noi. Un gând bun de aici, de la malul mării, dragi prieteni, Victoria Vlase.
30 de ani Radio România. Radioul care unește toți românii. Radioului public îi urez mult succes. Să rămână veșnic tânăr, să fie în pas cu moda. Radio România trebuie să-i facă pe toți să zâmbească. La mulți ani și lui să fie sănătos, să meargă tot înainte, să o țină tot așa. Mulți ani trăiască. Emisiuni bune, oameni fericiți și multă iubire. Numai bine și la mulți ani.